Sunt atent
Să citim acele texte. Să spun pozitiv, dar
Leagă citit și sublinează un lucru esențial. Eminescu a fost folosit în toate epocile, de toate guvernele, pentru valoarea de întrebuințare. A fost anexat, desfigurat, reciclat, actualizat, și așa mai departe. Timpul fiind presant, evident, nu pot insista asupra multor chestiuni pe care aș fi vrut să le discut, dar amintiți-vă de pildă că Toma devenise noul Eminescu, reprezind unele cușinosa, și Marianul Eminescu l-a reprezindu-i că intenția combatantă și păzând în forma un profesor de energie. Dan de știu de Anul Lucinevski, naș Eminescu. Imaginarul sentimental al românilor, încât, din nou citându-l pe Teodor Codreanu, trebuie să ne amintim cu toții că despărțirea de Eminescu, cerută, clamată de unii, este o imposibilitate. Sigur, fiecare dintre noi ne putem despărți de Eminescu, dacă ne vedem, dar nu și cultura română. Putem zice și așa, că soarta Eminescului în rama epocii, nu poate fi istorit. Mai mult, el a devenit ceea ce este și un întâmplător, calchid, un tip iorbist, așa de dedicat lui Eminescu. Eminescu, după Eminescu, și a dat voie cu modestie și din contribuția noastră. Așadar, ca să închei, revizia lui este o cerință. El trebuie să rămână un scriitor viu.
La nivelul Thank you.
Domnul Ministru, și acum rog pe domnul profesor Dumitru Copilu Cotolin să ne vorbească de problema din spațiu în cuvântarea coiectului. Câteva poezii ale autorilor români și de Republica Moldova, dar pe ponderență 66 de Poienescu, pe care nu le-a tradus, ci pe el, într-un fel, l-a încântat și a încântat ființa, întreaga lui ființă, și de aceea titlul traducerii se numește De la Eminescu spre mine, adică za Eminescu to se be pivi i pivi adică cântele de și m-a impresionat acestui primit de mine că nu vedea produs prin voința lui Dumnezeu, iar pentru sine vom continua un sfânt de foc, dar nu s-a făcut veșnica, cu totul de sebi și nou în eminescologie, dar o frază în care observ că până acum au putut să studi chiar cărți despre profetii Eminescu, constituie prevale din ceea ce a publicat poetul, fără să se explice cauza, efectul și ales alte conexiuni foarte importante la care mă voi referi eu. Și anume legate de o mare enigmă numită de unii cercetători pată albă în biografia poetului, adică dispoziția poetului adolescent de 16 ani, timp de aproape un an de zile, sub privirea protocolului în perioada preții acestuia din Transilvania, Vaslaută, Ungariei, în România liberă, deci acest adolescent de 16-17 ani. Încercarea noastră de a
lucrării lui Dumnezeu, situații de viață neobișnuite pentru un urmăritor de rând, care, prin debitarea unor de care memento mori și așteptăciunea povestea mea vorbită în prima lume este ideea scrisă în atrasire tehnologică de la Dostoevski. Atestată de Dumnezeu, deci acest fizician îl atestă ca alesul, ca un inițiat, care este fulgerat de o revelație în textul unui ca aceasta înseamnă comunicare cu divinitatea, ca efect al a adorit un potențial uman și creator supradimensional, despre care a dar ceva nou, carul profetic. Aceasta este verificată de noi documentar câteva ani, dar în cauza că lăsarea că se permite de statul într-o viață total ascetică și ambientată pe ochii lumii ca taină sacră, descoperite și urcate mai cu marcarea poetului, în care se descrie pe sine, de pildă ca zăhastru, marea, posibil, mai întâi la sigur, după ce cu urează și scârbire, împăru atunci că lumea e toată joc de cărți. Atunci se trase, adică în prezidul de mănăstire, și capul și-l confundă, între lumii sfinte cărți. În altă parte, chiar indică locașul, monastirea albă, adică astfel era mitografic sau cunoscut în mănăstirea Bita, de lângă din
dar și cu statutul în fiecare lovraci. Înăuite din pietre și din burcă, pe fundul peșterii, în rugăciune, din la Dumnezeu. Deci, cu siguranță, ce am venit o peșteră de lângă aceste mănăstiri, unde locul minor și-a plecat chiar locul, era cu piatră mică care luminează și noaptea și era mai cald, dormind, citezi iară pe un pat de două scânduri acoperit cu trenze, adică zdrențe, și nu a băut apă de izvoare. Poate un detaliu iar am găsit un colț de stâncă, un căuș lucios de rotund, ca de unde pica de sus picul de apă și vreo 4-5 litri de apă de sute de ani acolo și putea să se bea apă de acolo. Formând deci așa. Și să bea. Deci, iar dacă așa i-a fost rânduit, ar fi fost posibil și iarna să trăiască acolo 40 de zile, la vârsta adolescenței, precum profeți ca Buddha sau Mahomet, și nu numai, ca urmare să fi fost alugerat de acea grază care nu am venit-o, iar descrie și două poeme care descrie potențialul și creatorul prin care a vorbit și dar ales al potrivit asimilat fenomenului produs prin voința lucrării lui Dumnezeu. Pentru noi, urmașii lui reprezentând un îndemn la meditație, care va putea fi dăită, sperăm de înscrierile, de înscrisurile istorico-geografice ale poetului în sus, dintre care v-am citit câteva, locatizate cu ajutorul mijloacelor, adică fotografii, videoclipuri, filmări, aceste locuri, care va și explicat în urmă în cuvinte, care va face obiectul unei cărți de așa la care se elaborează, la care deja se elaborează de către grupul autorilor români, adică grupul nostru, acordat de mine, care în iulie anul curent au trăit pe viu fenomenul menit să demonstreze adevărul despre pata albă din biografia poetului, astfel ideea a fost intuită și sugerată cu mulți ani în urmă de un singur biograf, dar intuită, adică genialul George Călinescu, care ideea era așa, dacă vreodată se va afla unde a fost și ce a făcut în această perioadă timp de aproape un an, Eminescu, s-ar putea să ne schimbăm viziunea noastră despre Eminescu. Mulțumesc! Onorată asistență, stimați greci, stimați oaspeți participanți la congres, bună ziua! Din păcate, o parte din comunicări le-am ratat prima parte a congresului de cumva. Nu vreau nimic, vă rog să-mi acceptați scuze și să ascultăm mai atenție comunicările care urmează. Vă rog pe domnul profesor Vasile Pardan să ne prezinte comunicarea Cosmos și Cunoaștere, cu el în Dumnezeu și al Dumnezeu. Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Pauza de cafea. Practic, în imposibilitate să vă prezint comunicarea mea integral, de aceea am să vă vorbesc despre care v-aș fi vorbit dacă aș fi avut posibilitate să țin această comunicare. Convingerea mea, în urma aproape 30 de ani de predare a Institutului de Arhitectură Române la Universitatea din Băț și titulară a cursului Mari Clasici, deci, convingerea mea este că oricât de mult am încercat să ne apropiem de UNESCO, primează întotdeauna textul lui UNESCO, primează întotdeauna o opera lui UNESCO. Deci, intenția a fost să vă invit să parcurgem câteva vânte din remiterea monedei pe MSCN și subsolurile acestor poeme, adică variantele poemelor, și să vedem cum se face sensul, cum e volumea, cum e volumea, și ce am de zică, și ce am de zică. Pentru că mi se pare că este mai poate de mai modă, 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 înseamnă a fost foarte ușoare atunci când dar mi se pare cea mai corectă perspectiva din interiorul lui. O trebuie să vorbește întotdeauna pe tine. Thank you.
orice cale, spre cerul misteriului și în dialogul cu Demiurg, se găsește adevărata esență de Chipeul. Și astfel este un nume pe care îl poartă acest personaj, Chipeul. Cuvântul chiar, cum bine știți, la Enesu se scrie în mic, nu este un nume propriu pentru acest om și poate nu se rugă pe el în mare, pentru că vorbim personajul de cea mai bună, este Chipeul. Da. Andrei Mureșan visează un dialog al său cu geniul luminii. S-a văzut simptomatic acest moment, deoarece aici, de fapt, se dezvoltă marea tema a nesepărării, a unui impact a istoriei lumei, a istoriei lumea lui se diferențează când lumina și întunericul când nu s-a păstrat. Întunecos și mare, raza întâi atinge a geniilor minți și în locului de gânduri se pierd bătrâni cărunți și apoi abia la lume se arată zânditoare, o maestate mândră, un cal de foc, un soare. E un text rămas, spuneam, în manuscris, pentru că și celelalte două variante ale poemului Mureșanu au rămas nepublicate. E un text pe care Emenescu lucrează probabil în prin 1869. Deci aici apare această imagine a caosului care se învărură, se mișcă, a caosului care colcăie cumva. Ferește cuvântul mare este un cuvânt care face parte mai degrabă din mentalul familial sau din spațiul, din imaginarul terestru, fără îndoială, și e un semn central pentru Sara Pedeal, un poem pe care Eminescu scrie prin 1872, făcând parte din varianta eco a poemului Ondina. Pare cumva disonant cuvântul vale pentru univers, pentru cosmos. Care sunt băile cosmosului? Care este idealul cosmosului? Care este axa? Sunt lucruri care instituie, de fapt, sunt întrebări sau imagini care instituie un meta-univers, un plurivers, cum se vorbește în ultimul timp. Deci eu de asta m-am ocupat și am încercat să văd cum funcționează și cum se produc aceste texte. Făcând o paralelă cu Sara Pedeal, cu nivelul de spațiu după Sara Pedeal, și aceste imagini din variantele poemului Luceafărul și din Acaosul lui Vări, îndrăznesc să cred că putem avea o lectură franțară, mai atenție, pentru poetic eminescian. Și lucrul acesta ține de cea paralela care se stabilește de fragmentul cosmogonic, citată și reiau structuri mentale și poetice, structuri care se reiau în spațiile care se lansează sau se produc la spațiile mari, este universul, poemele cosmogonice, care se reiau la spațiile mari. Sigur că nu pot dezvolta cei cinci.
Sunt niște privilegiați studenții de la Bălți care au bucurie și au început și ei să coboare, fie din deschisurile pădurilor, fie din creierii munților. Nu s-a dat, dar o parte din românilor, zic, a dat drumul în Ardeal, a dat drumul, dar baiul nu înseamnă în același lucru, a eliminat. Dar în mereu străin, în deschisurile în față, în diferite locuri unde era popoare, nu popoare loc, oameni care locuiau pe acolo. Dacă mereau într-o localitate numită, locuită în majoritate de slavi, da, așa era, șeful statului de comunități, zice, era numit Cnează, dacă era în localitate populară, și
numit inițial, s-a numit capul statului, era domnitorul acela, era stăpânul suprem. Statul, pământul, ocupat de domnitor, era proprietatea domnitorului. El împărțea la, la oamenii care erau la oameni. Și de domnul inițial s-a numit domnul Stavon. Băieți ai țării erau băierii de sfat, băierii indii. Pe urmă mergeau membrii sfatului sau membrii divanului. Vieptitar, delhat, matlogoflet și așa mai departe. Pe urmă mergeau băierii mici, ăștia erau pretendana țării, veneau băierii mici. În viziunea unor istorici, băierii mici erau calificați toți cei care sunt proprietari de pământ. Din ce ce se întâmplă? Din limba germană intră în limbile slave cuvântul valah. În special în limbile subslave. La noi, la Moldovenia, a venit din Polonă, că erau în relații, moldovenii erau mai multe în relații bune cu polonii. Muntenii au luat valahul de la sârbi sau croați sau bulgari. Noi l-am luat mai curând din limba polonă. Vedeți că în limba rusă, tot el a luat un perspectiv din polonă, poloh. Modit, deși era însemna absolut același lucru, citiți povestea anglor de demult sau cronica lonistor și veți vedea unde sunt localizați valahii. În nordul Moldovei și în Marea Mureș. Așa. Acești golochi valahi le-a construit prilej pentru marii noștri istorici, în ghilimele mari, Lazare, Mohov, se spune că românii vin de la Valahi, dar noi moldovenii vin la golochi. Un joc pentru a adormit copiii și a prostit lumea. Dar să știți că a avut repercusiuni grave și asupra Muntenei și asupra Moldovei. Că băierii valahi, ziceam, noi suntem valahi chiar, au ajuns să schimbe numirea țării din țara românească în Valahia. În Moldovenii n-au nevoie pe ei, cu boierul mă numească el român, dacă românul e țăran dependent, el e moldovean. Cuvântului, substantivului român, modernizat pentru câteva, i s-a atribuit de amba o semnificație nobilă prin școala ardeleană. Lui de viață. Și prin Alexandru Ioan, care a făcut toți. A fost primul domnitor al Principatului Unite. Și astăzi mă întreb, ca să închei, de ce e un timp, domnule, în special în Basarabia? Să numesc moldoveni. Insistă să spun moldoveni. Ei nu pot să fie țărani dependenți. Vă mulțumesc!
Thank you.
doamne, mai ales un mare doamne, a parlamentarismului românesc. Sincer vă spun că sunt extrem de participi la acest congres. În dată asistență, însă cu durere în suflet trebuie să vă spun că am luat exemplarele de la editor, mi-a spus și a spus că vine la Chișinău, m-ar vrea să vă spun că editorul în Republica Moldova nu s-a condamnat în exemplare. Zimiesc, cartea a văzut în anul 1982, am spus asta și la Alba Iulia, Aron Codruș, ajungând pe urmele lui Blaga, din Banat Blagașovia, a realizat că ceea ce a spus Iorga, vrăstea de cultură, un popor e o gloată, nu o oaste. Aron Codruș, steagul de cultură al lui Aron Codruș, a fost România, Transilvania și Enescu. Acest stat de cultură, cred eu, putem să ieșim în doare o lume, dar nu avem lucruri. Aceasta e cadavre, care trebuia lansată, de răspundul directului Institutului Statului Române, trebuia lansată la toată așa de primul. Un posar, ce se numește la Vașovia, cel care organizează Dar nu mai este. Nu toată modestia. Presia, presunte când am și la pensie.
anume la istorie și cultura poloneză și iată un comisar care am auzit la domnul Mirel Doșenovi n-a prezentat-o la Varșovia la judecată. E vorba aici nu numai de Eminescu, e vorba de cei care au contribuit la promovarea creației eminesciene în Polonia. E vorba de un mare poet expresionist, Gadowicz, care a vorbit despre Eminescu a fi un strălucitor meteor al literaturii române și universale. El a comparat pe Eminescu cu Mitschi, cu Krasinski, cu Norvi, cei mai mari romantici polonezi. Directorul Institutului Cultural Român de la Varșovia, pe care contribuabilul român a plătit misiune diplomatice, o cunosc bine, am fost coleg cu Meleșcanu, am dat examen de secretar cu el. Misiune diplomatice românești din străinătate, care sunt mănos plătite de noi, de contribuabili, nu fac mai nimic. Eu în carte și în articole publicate în presa românească am spus că de 30 de ani, cu Institutul Cultural Român la Varșovia, Eminescu este istorie. Și știu ce am spus, în afară de Zagovici, o mare personală a mareșalului Piłsudski l-a tradus. E vorba de Casimira Iuapoviciuvna, l-a tradus, comparatiștii folosesc termenul congenial. L-a tradus congenial în limba polonă. Dar nu numai Iuapoviciuvna, o pleiadă întreagă de 20 de poeți au tradus Eminescu în limba polonă. Iată, Eminescu un steag de dură în Polonia. Aici foarte frumos a prezentat și l-am ascultat cu mare atenție domnul Acrian Matei, că noi ar trebui să avem pentru fiecare țară o semnografie. Să știm de la alte ce s-a publicat, cum s-a publicat. Și pe totul la istorie literară, exegeza creației în limba. Am făcut o analiză, nu am făcut în limba polonă, dar nu ce-am făcut s-a adus în limba polonă. Sunt câțiva autori care au tradus frumos și acel Zagadowicz despre care aminteam la început, în anul 1932, a fost împărat și proletar. Onorată asistență într-o țară catolică. În 1932, Eminescu, în limba polonă, a însemnat mult de tot. Iorba a reținut acest lucru și a propus lui Carol al II-lea, pentru placheta pe care a tradus-o Zagadowicz, să-i se dea ordinul cultural. A fost un gest deosebit. Ce fac în România? Dar niciun polonez din aceștia care a tradus din limba polonă n-a recunoscut nimic. Bine, nu cunoaște nici. Această carte a avut și menirea de a pune în valoare contribuția acestor polonezi. Sunt multe lucruri de subliniat aici, dar aș vrea să intru în subiectul abordat al cunoașterii la Eminescu. De altfel am aici un capitol. Eminescu în 1873 s-a întors de la Königsberg direct la Cracovia. Și cred că atunci, sau poate și mai înainte, a studiat istoria Poloniei. Trecând la redactarea cărții, fără îndoială că nu puteam să nu studiez manuscrisele eminesciene.
și Eminescu, în 1873, vreau să vă spun că a făcut o sinteză excepțională a istoriei Poloniei. La polonist de data asta m-au uimit corectitudinea la Eminescu. Cuvintele poloneze trecute cea mai mare cât se poate de corect, a spune. Dar nu numai atât. Face o incursiune prin istoria Poloniei de la Cazimir cel Mare, de la regina Jadwiga, până în contemporaneitate. Din curiozitate am studiat istoricii români ai secolului al XIX-lea, inclusiv pe Xenopol și pe Gogălnicianu. Nu știau acești mari istorici mai multă istorie decât Eminescu a pus în manuscrisele lui. Stau și mă gândesc că ce contribuție esențială au avut acești poeți polonești care l-au transpus. Ca să merg pe linia spusă de domnul academician Matei, la colegii Eminesciana, la rugămintea domnului Vasiliu, care știa de monografie, am scos o ediție legată tot de Eminescu, în această formulă care s-a sugerat aici, în timpul congresului, și pe care vă spun atenție, stimate domnule academician. Recunoștința la români de obicei este mare, la polonezi este foarte mică. Vă spune un om care a lucrat 20 de ani în Polonia, am trecut prin toate treptele. Eu, în activitatea mea de aproape istoricească, am debutat în 1965, am fost un apropiat al liricii poloneze, și la rugămintea academicianului Dere Popescu, prietenului meu, am scos 101 poeți polonezi, care s-a tipărit cu ocazia centenarului României și al Poloniei. A apărut anul trecut, în octombrie, în noiembrie. Toți acești poeți polonezi care au contribuit la propagarea, la cunoașterea literaturii, la cunoașterea liricii eminesciene în Polonia, i-am cuprins în această antologie ca un omagiu. Centrul cultural polonez la București, unde scriu în România literară fiecare poet de aici care atinge centenarul, îl omagiez. Nu cunoscut acest lucru și nu cunoaște acest lucru. Pentru că au fraților, i-au avut și la Clarșov. Aș dori, domnule academician, cu tot respectul pe care îl port, mă opresc aici, nu mai tratez că Eminescu. Da. Ce? Păi nu, în română se fă. Da. A, în poloneză? A, super! Păi, haideți atunci să o luăm așa. Kazimiera Ioacoviciovna, pe care am cunoscut-o la Poznan, deci a venit în 1939 împreună cu valul polonez la 17 septembrie în România. Era diplomat în Ministerul Afacerilor Polonez și se putea duce în orice țară din lume. A ales să meargă Rusia. Și nu știa limba română, ea a fost în 38 fostă secretară a Mareșalului Piłsudski, a ținut niște conferințe despre Polonia. Dacă ați citit sau citiți tribuna, eu am scris despre reportajele pe care Ioacoviciovna le-a scris în România despre țeanul român, despre cultura românească, despre arta românească.
femeile române și așa mai departe. Ei, doamna Iua Biciupna, doamna Iua, care a trăit în România până în 1947-48, a învățat românește și l-a tradus pe Eminescu. Eu am cunoscut-o la Poznan, în anii 60, și asta nu știu, mai vedea bine, și mi-a spus cam tot ce a scris, de altfel ea a publicat în presa literară oloneză, mi-a spus că ea a tradus de la Nistru până la Tisa, tot românul Plensumita. În timpul vieții sale, pentru că această poezie n-a fost publicată. Înainte de a tipări cartea, am fost la Vașovia într-o documentare și am aflat că într-o culegere care a fost consacrată, acest poem eminescian a fost publicat. Pentru că în timpul vieții sale, cenzura poloneză, care era foarte aspră, fără îndoială că nu l-a publicat. Și dacă îmi permiteți atunci, stimate domn, o să vă citesc din Doina, doriți în limba polonă, da? Am litere mici și vă mulțumesc mult, da. E mai bine. Odnistru domnul Cișei vadies iacaș de rumul și o-ți cit obrotul de zaprotul glani glani caște și znaiduie. Da. Nu pentru că simt foarte puțin. Dar vă asigur că traducerea este excepțională. Îmi propun ca eventual în ianuarie, la 15 ianuarie, să-i fac o analiză stilistică și filologică. Vă mulțumesc mult! Iertați-mă că am fost atât de lung. Nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Renata Vergeanu pentru faptul că a intervenit pe lângă organizator să fiu prezent la această am lăsat-o pe doamna profesor Vergeanu să aștepte mai mult de o oră. Vă rog să vină aici la microfon. Manifestare al eminescologilor, pentru că iubesc foarte mult poezia lui Eminescu și pentru că încerc să realizez cu elevii, să-i atrag de partea literaturii prin interferență cu fizica. Lucrarea aceasta este o interferență între fizică și literatură, o lecție în care vorbim despre crearea Universului. Imaginea zidirii lumii în scrisoarea întâi a lui Eminescu este una din cele mai frumoase meditații pe care le avem în literatură. Este un poem care tratează tema nașterii, evoluției și a unei previzibile stingeri a sistemului cosmic. Este un regat care condensează spațiu, timp, univers, toate noțiunile, pe toate într-o copleșitoare vărsare de idei care se transformă sub pana poetului în metafore, cunoaștere și poezie. Dacă am emoție, îmi cer suspin.
În poem, zilele miresului se suprapun într-un fascinant tablou cu cele ale creației. Poetul dezbate antagonismul aparent dintre religie și știință, în privința iubitei creației. Dacă la creație se spune că o cantitate inimaginabilă, un nimic de energie concentrat într-un volum foarte mic, s-a aflat în mâna Creatorului și a spus să fie lumină și a fost lumină. Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric, împrăștând spațiul cu energie, materie, antimaterie. Omul studiază Universul prin setea lui de cunoaștere, dar și pentru a deveni, trebuie să știe cum arată Universul, cât este de întins, valura, care este sensul existenței, adică locul și rolul lui în acest Univers. Sarancii lumii moderne, însă, au emis teorema, ipoteza Big Bang-ului, pe care și Eminescu a folosit-o și în această teorie, acum, sigur, toată lumea știe, în trecutul îndepărtat, holonul, punctul în care era concentrată întreaga masă, întreaga cantitate de energie, cu densitate infinit de mare, la un moment dat, a avut loc marea explozie a oului cosmic, Marele Pocne, Big Bang-ul. Atunci s-a născut spațiul și timpul și a început un proces de expansiune. Se presupune că Universul va continua încă vreo 50 de miliarde de ani până se va opri și va urma contracția lui care va dura încă aproximativ 70 de miliarde de ani. Atunci va avea loc marele cruj, colaps numit Big Crunch, a lumii materiale. Galaxiile, stelele, atomii și tot ce este va fi treptat pus în acest creuzet și dezintegrat în părțile lor componente. Universul va trece printr-o nouă stare de singularitate. Se va spăla de întreaga informație pe care o deține despre sine și va urma un nou început. E posibil că noi, Universul în care trăim, să fi avut mai multe astfel de cicluri, să ne găsim la un moment dat într-o fază de expansiune. Dacă ne uităm la coloana infinitului a lui Brâncuș, o să vedem repetarea universelor între Big Bang și Big Crunch. Deci, exact, puse una după alta, aceste imagini a format coloana infinită a lui Brâncuș. Care au fost sursele de inspirație ale poetului înțelegătura scrisorii în dâri? Odată teoria cosmogonică a lui Kant și Laplace, bineînțeles, imnul creației din străvechea Rigveda, care a fost tradus de Auber și la integrarea scrisorii, dar trecut prin prisma propriei sale gândiri filozofice. Încă înainte de a se lucra la scrisoarea întâi, își punea întrebarea: ce e etern? Cine consumă sâmbura aurii din soare? Cine firele albastre și înstelate le întoarce la creații unicate? Cine firul lung îl toarce din fuiorul veșniciei până în ziua de apoi? În imnul creației, care vă regăsim prima parte a scrisorii întâi, la început nu era nimic. E tradus, deci dumneavoastră știți, dar îmi permit totuși să-l precizez. La început nu era nici ființă, nici neființă, nici cer, nici orizont, ce învăluia deci tot, ce cuprindea acel tot, cu apă, cu prăpaste adâncă, nu era nici moarte, nici nemurire, nu se lumina de ziua în noapte. Numai el singur respira fără suflare și nimica nu era afară de dânsul. Întunericul domnea acoperind totul ca un ocean întunecos. Sângurele, ascuns în adâncurile întunericului, a răsărit singur prin puterea căldurii. La momentul zero, colegii, domnii care au vorbit înainte, au recitat partea, așa că eu nu voi reproduce, au recitat aproape tot din scrisoarea întâi, dar eu insist puțin la prima parte, la început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu se ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, adihnea cel nepătruns. Și restul seamănă cu expresii din imnul creației. Dar, deci, îmi promis că nu mai recit. Dorința constituie taina existenței lumii, legătura între ființă și neființă,
dorința este semnul conștiinței de sine, germenul minții, baza oricărui mers înainte. Dorința este mai mult decât un gând, este o forță creatoare cu o putere imensă. Tot atunci născutul s-a și aplica dorință, care germenul gândirii fost și al plăsmuirii, iar prorocii înțelepți, cugetând, descoperirea între a fi și a nu fi legătura cea veche. Raza e o urmărire departe până la capăt. Să fie oare prăpastie adâncă, să fie pe înălțimi, din sămânța vieții risipiră forțe, răsărire pretutii, risipită forțe, răsărire pretutii. Trează la fund, iar sus puterea și voța. Dar cine știe și cine poate spune de unde răsărită firea împreagă? De nu cumva târziu, născutul sau zeii, dar cine poate ști din potro și când au apărut dânsii? Deci aceasta a fost baza, se presupune că Eminescu a luat o variantă tradusă în germană și a tradus-o în limba română și a integrat-o. Nu se știe dacă chiar a cunoscut forma originală a imnului creației. Începutul vieții macrocosmosului stășnește cu o forță remarcabilă în imagini dinamice care sugerează mișcările coordonate ale corpurilor cerești, în splendide simetrii, o repetiție insistentă, o enumerare, un contrast, câteva epitete transformă muzicalitatea versului în uluitoare imagini, sugestii sonore de mișcare ale seriei. Dar deodată cum se mișcă, cel din tâi și singur, iată, parcă vedem mișcarea, parcă genial a fost scris. Păi tocmai aceasta era întrebarea, a cunoscut... A demonstrat Mita Gos, marea indiancă, care a scris cunoscută monografie Eminescu și India, și a venit și cu dovezi că Dor nemărginit este numai în original. Nici într-o traducere germană, engleză, nu este scris Dor nemărginit. Eu am spus așa, Dor este un lucru românesc, deci un lucru din folclorul specific. Și atunci Eminescu a pus efectivitatea Dor nemărginit. De asemenea, imaginea ar fi cum mult mai slabă, dar se regăsește în Patișa, unde sufletul individual, sufletul individual este mai mic decât un bob de muștar, dar mai mare decât cerul șumă. Este locul și rolul în acest univers. Elasticitatea individului genetică de universul energie, ce se va întâmpla când se va stinge soarele? Eminescu a văzut atât de frumos și a descris
un post lichid de puia exasperată în mișcări, în preajma morții, sugerează tristețe infinite a sfârșitului lor aproape omene, prin descrierea dispariției luminii, prin cea soare, a gădirii astrelor în ritmul universal, ce colinează cu imaginea timpului morții, intră tupul și devine reciție. Soare, cază mântului, vezi, trebuie să se deschide o rană între noi negoși, un planetist, tot să deasă, și să ajungi pe vreme spate, din fărul de lumini și a soare pe lui spate, iar pe deasă lumii în adânsă în negrie, ca și frunze de toată, să se reperi. Timpul morții pe lumii, și bine și că și nimic nu se întâmplă în întinderea vârstului. Și n-avem ființe, totul care totul trece, că și în sine care începe eterna parte. Deci, din luminii și astfel, este un moment în care s-a resăsit distanța atracția vizionară care țin planetele și soarele. Din luminii, care să faci asta la acestea la urmă, stigi să facă. Dar, și totul, continuă să doamnelor și domnilor, sunt un profesor de economie mondială din Oradea. Am venit 800 de kilometri la dumneavoastră în Sloboditeț. E greu să concurez acum cu dumneavoastră, eu sunt economist, dumneavoastră sunteți specialiști. Și am să vorbesc ce am făcut eu pentru răspândirea poperei lui Mihai Eminescu. În primul rând mă mândresc că m-am născut în localitatea lui Iosif Vulcan, cel care l-a botezat pe Mihai Eminescu, l-a făcut definitiv Eminescu. Iosif Vulcan este consătean lui Mihai. Deci, consătenii mei, orânienii, noi l-am botezat pe Mihai Eminescu. Iosif Vulcan, numai că l-a publicat
poezia, i-a trimis o scrisoare de curajare, i-a trimis bani, Iosif Vulcan a simțit că vine din urmă un geniu. După 1945 eram regiunea Crișana. Era o sărăcie fantastică în domeniul literar. Și atunci un grup de intelectuali ne-am adunat și a spus, măi, dar noi avem înris familia. Dar noi nu avea, e la Budapesta. Am adus la arhiva revistei familia de la Budapesta, i-am rezolvat local în Oradea, l-am sunat pe Andrei Troie, pe poeta lui Troie, pe Mircea Malița, veniți la Oradea în colegiul de redacție, am reprintat revista Familia, care de atunci publică lună de lună articole despre Mihai Eminescu. Am să vă spun un lucru mai frumos. În urmă cu 3 ani, domnul Duca, președintele Academiei, m-a invitat să iau cuvântul aici. Înaintea mea a vorbit scriitorul Andrei Strâmbeanu. A vorbit dumnezeiești. Și cum am ajuns eu să fiu român? Păi cum am ajuns? Și că în fiecare din viață, mama dânsului îi citea din cărți de rugăciuni. Și după ce crescu mai mare Andrei Strâmbeanu, mamă, ce cărți de rugăciuni? Că nu mi le-a aritat. Băi, că nu erau cărți de rugăciuni. Era opera lui Mihai Eminescu. O țărancă română din Basarabia a lansat acest concept. Opera lui Mihai Eminescu, carte de rugăciune. Vă rog să aplaudați pe mama lui Andrei Strâmbeanu, care a făcut acest lucru. Pentru noi ardelenii, Eminescu a fost mare. A venit, a colindat localitățile în lung și lat și ne-a îndemnat să scăpăm de jugul străin, de jugul austro-ungar. Eu am trăit să fiți citit câte de asupările din partea ungurilor. Am început activitatea într-un mediu maghiar unde am fost predic și după câțiva ani am ajuns șeful lor. Ne-am tratat cu umanitate încât atunci când deșeapă lângă mine transpirat de rușine, pentru că s-au comportat mult cu mine când am început să lucrez. Deci, pentru noi, Mihai Eminescu este sfânt. Tocmai de aceea, pentru că ne-a ridicat conștiința noastră ardelenească națională, împăratul a pus spioni în spatele lui. De la cei spioni a ajuns până la urmă, nu vreau să intru în continuare, pentru că sunt aici Eminescu-lor Gătanie, care știu, de acolo a pornit marca lui Eminescu. Mizerabilii ne-au ucis pe cel mai strălucit om al nostru. Într-o zi eram într-un mediu, eu sunt republican. Și mai mult, majoritatea erau monahiști. Băi, hai să instalăm în monarhia. Dar mă aveam pe mine opone. Și măi, David, tu ce părere? Mă, sunt de acord. Să-l înviem pe Eminescu și să-l facem împărat. Ați vrea? Să-l facem pe Eminescu împărat. Eu aș vrea. Dar nu putem urmărea. Și ceilalți care erau monarhiști și-au plecat că nu le-au plăcut cuvântul meu poziția mea. Eminescu a fost învățător bun. Eminescu a pus România pe harta Europei. Eminescu a pus România pe harta lumii. Să apărăm prestigiul lui Eminescu, apărând în felul acesta veșnicia României. Vă mulțumesc! Onorat auditoriu, în primul rând vreau să spun că mă bucur să ne întâlnim anual în această eminentă
întrunire, un conclav intelectual a celor care se încăpățânează să țină la înălțime această valoare absolută a noastră. Și prin asta se luptă fără arme și chiar fără injurii cu cei care, în sens contrar, se străduiesc să diminueze cât se poate de mult atât sfera energiană, dar și ceea ce reprezintă pentru noi lucrurile de cultură și mai ales de naționalitate. În acest program am avut onoarea să fiu înscrisă cu muzica sferelor. Mi-a făcut como președinte de Uniunea Academică Simbolică această onoare, știind dumneavoastră despre preocupările mele de studiere a muzicii energiene și într-adevăr, în acest context, se poate vorbi cu multă aplicare despre acest palier. Eu am scris în această carte, pe care vă fiată, cum este nouă, dar nici nu se înțelepte, Eminescu de la muzica poeziei, la poezia muzicii, în care am studiat cu anonimime cât s-a făcut de mult despre părerile Eminescu-nocilor de-a lumii timpului, despre muzicalitatea lui Eminescu, despre iubirea lui pentru muzică, chiar și pentru interpretarea de muzică, de care unii dintre dumneavoastră știți, am realizat și un CD cu cântecele interpretate de Eminescu și pe care de data asta am încercat, l-am interpretat eu. Dar nu asta este ceea ce trebuie spus astăzi, doar am făcut introducerea. În această cercetare am putut să văd câte nume de mare rezonanță s-au preocupat de această dimensiune muzicală a Eminescu și cum aproape toți, dacă nu chiar toți, au ajuns la concluzia că muzica și muzicalitatea reprezintă o dimensiune esențială pentru el și aproape toți, fie că este vorba despre Dianu, despre Idrăileanu, despre Iorga, despre Anita Bose, despre Rosa del Conte, despre Gat Apu și până în apropierea noastră, pornind de la muzică, au revelația că, de fapt, această dimensiune muzicală a lui Eminescu are un mare ecou în univers. Majoritatea dintre ei fac acest raport între muzica aceasta organică a lui Eminescu și muzica sferelor. Sigur, există cercetători care chiar fac această apropiere, ca de fiind Rosa del Conte, universitarea italiană, care, aflând și cunoscând poezia de Eminescu, are o extraordinară surpriză și revelație și inițial neîncredere cum a fost posibil apariția unui asemenea miracol. Și pentru asta, desigur că mulți dintre dumneavoastră știți, el face de mers, ea face de mersul de a se apropia de cultura română și chiar de a învăța limba română, ceea ce eu, ca fost muzeograf al importanților, nu numai,
am oferit ca soluție tuturor celor care s-au preocupat de modul cum ar putea totuși să fie cunoscută poezia lui Eminescu în străinătate. Se pare că numai în felul acesta, după metoda abordată de Universitatea Italiană, care a învățat românește și nu numai că a învățat poezia lui Eminescu, ci a aprofundat sigur în această perioadă, și a aprofundat și a cunoscut tot ce a scris el, pentru că la momentul acela a văzuseră anumele și deci a putut să afle și din Lada Lumea Restu ce s-a spunea, dar nu numai atât a învățat și a vrut să citească și să cunoască și literatura veche românească, pentru că tot nu era convinsă că nu este un miracol. În felul acesta a fost o exegetă a întregii noastre culturi și a realizat acea carte extraordinară, Eminescu de la Soto, prin care ne-a făcut un serviciu extraordinar în străinătate, proclamând faptul că în literatura română există un poet universal și, nu numai atât, în multe din asecțiunile sale se referă la ecoul cosmic, la ecoul în univers al Eminescu, la capacitatea lui de a călători în univers cu mare cunoștință și de a reproduce și a traduce cu mijloacele lirice sale geniale fenomene ale universului. Ca de pildă tăcerea muzicală și faptul că oamenii nu aud muzica stelelor, dar ea există, marele neauz despre care au vorbit și alți exegeți. Și iar în felul acesta mi-a făcut un mare serviciu, dar mă voi referi și la o altă doamnă. Am constatat că există un conclav al doamnelor în scene, sunt câteva importante, în afară și Anita Bosetski, care s-a vorbit aici și care a ales să trăiască și să moară în România alături de Eminescu, precum dumneavoastră ca oameni cunoscători în Eminescu știți, dar mai către noi, nu chiar foarte aproape, Iana Petrescu de la Cluj, cea membră a dinastiei de Eminescologi, care pornește în analiza poeticii eminescene de la concepțiile platonicene și nu numai atât, și ale vechilor filozofi platonicieni și situează poezia și apetența lui pentru muzică și capacitatea de a străbate universul sub umbra sau sub lumina acestor filozofi, considerând că prin asta această filozofie, aceste filozofii au recurență genială prin Eminescu. Iar este autoarea acelor tărâmuri compensative la Eminescu, în care vorbește despre câteva elemente ce ai considerat că se dăm pe acolo. Mersi. O inițiativă. Sper să nu stresc. Acea simpagmă despre tărâmurile compensatorii, în care, în Sicilia, el s-a simțit acasă, s-a simțit fericit, fiind dragostea, amintirile, trecutul, istoria, și el, când în
antagonism cu acele realități care îl făceau să sufere, în care nu se simtea acasă. Pentru că concluzia este că toate aceste lucruri se bazează pe antinomia dintre armonie și disarmonie. Pentru că Eminescu a fost, înainte de toate, nu numai un poet, un om al armoniei. Disarmonia în păcate și sigură. Eu, la aceste întâlniri conversatorii, am considerat că putem adăuga și muzica, pentru că, citind și aflând lucruri din viața lui, am înțeles că în nicio altă împrejurare nu se simțea mai fericit și mai înălțat și plătește decât atunci când auzea muzica. Și chiar cântita. El avea cu simpană, muzica, cel ce cântă, se dezmează pe sine și dezmează și pe ceilalți. Toate aceste lucruri vorbesc despre un om care, un geniu care a exprimat ca nimeni altul universalitatea, pentru că lucrurile acestea sunt de universalitate, nu numai de univers, deci a exprimat și universul și universalitatea. Iar prin această capacitate a lui de a exprima și, precum știm, și filozofie, dar și de a cânta, v-am spus că am explorat și acest domeniu, el ar putea reprezenta astăzi, în mod, dacă vreți, rediviva, acel om ideal al vechilor filozofii Pitagorei, al Pitagora, despre poetul, muzician și filozof care exprimă tezaurul amintirii anistorice, care duce în actualitate cuvântul Domnului, cuvântul Divinității. Sigur că ar fi foarte multe de spus, dar știu deja din ipostaza de spectator cam cât de elastică este răbdarea și receptivitatea celor din sală. Și voi adăuga doar o singură argumentă, dar un singur raport, și anume că această propensiune către universalitate și această capacitate de a exprima universalul la modul organic, la modul armonic, o putem găsi astăzi tot în muzică, și anume am avut revelația chiar de aproape în muzica Gentoga, care tocmai în noi aici. Am avut fericirea și grația de a participa la realizarea unui spectacol, Dialogurile Dragostei, realizat de maestru Doga cu Societatea Culturală Mirela Șoșanș, care a fost prezentat și pe scena Teatrul Alexandru Iuniaș, și am, prezentându-l pe scenă, am decodat și deconspirat, dar cred că nu s-a supărat, ceea ce știam de la dumneavoastră atunci când vorbeam spectacolul, că prin aceste dialoguri ale dragostei, în care se referea la dragostea aceasta înaltă dintre Eminescu și Veronica Mitre, dumnealui a dorit să realizeze o compensare în posteritate a nefericirii celor doi de a nu se fi putut unii. Și pot să spun că
la un moment dat a zis că se gândește să le fie naș în felul acesta. Sper că nu s-a supărat pe mine, că am dat de gol. Dar cine a avut de muzica lui și mai ales cine citește ecourile pe internet sau în alte ori ecouri universale, în acele simpagme găsești cam tot asemenea considerații pe care noi le-am găsit în cărți, în semnări de marilor feminicologi. De data asta, schimbul spectator care, referindu-se la muzica din Gentoga, au tot asemenea considerații. Genial, te transportă în univers, simți fericirea dumnezeiască și așa mai departe. Deci, consider că efectul unor asemenea arte, precum poezia și muzicalitatea din UNESCO, dar și muzicalitatea de astăzi, pe care avem nădejdea că o vom asculta, au o legătură și transmit mai departe același efect și dovedesc că genul nu dispare deodată cu totul, ci mereu se reîntrează în alte și alte identități de har divin. Dragi colegi, mai urmează încă 23 de comentarii, 23 de intervenții. Dacă nu vă ajustați comentariile la 5 minute, stăm aici până dimineață. Vă rog să o faceți, să vă rog mai la fond. O invitare a fost doamna Ana Sârbu, să prezinte comentarea cu altă de aur emisțional. Bună ziua tuturor! Mă simt onorată să cuvântez aici în fața dumneavoastră și mai ales să vorbesc despre infinitul compatibilitat lui Eminescu. Eminescu a spus, o cerință a rațiunii omenești este rațiune infinită. Deci eu pun accent pe fraza domnului ambasador care a spus, tainele lui Eminescu nu sunt toate descifrate. Nu mă voi opri să vorbesc despre intuiția genială inițială. Nu voi spune despre ochiul mintii lui care a transcend toată materia, spațiul, timpul și așa mai departe. Voi trece direct la subiect ca să pun accentul un moment care este mai puțin analizat. Vorbesc despre un fragment unde am găsit fenomenul de materializare a informației. Acest component numit eterul. Deci nu voi asuma asemenea chestiune pentru că nu mă cred mai deșteaptă că Eminescu a scris foarte mult despre multe momente în metal menționat eterul ca o componentă importantă a Universului. Voi explica acest fragment prin prisma noilor modele matematice propuse de fizicienii moderni, care presupun că Universul constă din trei sublumi. Ab radionilor, lumea particulelor cu viteza inferioară a vitezei luminii, în care facem parte și noi, a luxonilor, a particulelor cu viteza luminii și a tahionilor, a particulelor cu viteză superioară cele a vitezei luminii. Deci părerea mea este că gândurile noastre, emoțiile, intențiile, cugetarea, toate fac parte din această sublume a tahionilor. Deci ce spune Eminescu în acest fragment? Nu l-o voi citi în întregime, voi citi părți, fraze. Schema cursului naturii este un cer de forme prin care materia trece ca prin puncte de tranziție. Aceasta o atribuie lumii tahionilor, iar noi știm că tahionii au capacitatea de a transcende materia cu o viteză mai mare decât viteza luminii, ceea ce ar însemna că infinitate de puncte de tranziție sunt interferate toate concomitent de cuante informaționale, adică în orice punct persistă posibilitatea de materializare.
Nu este exclus că o undă care a fost descoperită în 2012, acest numit de boson, să fie anume o urmă de transformare a atomilor. Este părerea. Urmează. Astfel, ființele privite în sine sunt asemenea unui curgător pe suprafața care sunt date în găsesc descris impactul observatorului demonstrat de John Wheeler, care a spus că observabila este absolut dependentă de observator. Râul curgător, fiind lumea tahionilor care tranzitează eterul, iar urmele suspendate, fiind particulele ce transformă, se materializează sub ochii observatorului. Vorbind de urme suspendate, imediat înțelegem că e vorba de lumina care radiază pe anumite frecvențe, și anume lumea luxonilor. Adică, tahionii care își încetinesc viteza se transfigurează în luxoni. Și apoi urmează, aceste umbre stau pe loc ca o urzeală, ca ideea unei ființe sub care undele râului etern formează o bătătură. Singura ce dă consistența acestor umbre și totuși ea însăși într-o eternă tranziție, într-un pelerinaj din ființă în ființă, un ahasfer al formelor lumii. În acest raționament nu vedem altceva decât materializarea în sine a informației pornită din lumea tahionilor, trecută prin lumea luxonilor și în lumea bradionilor, adică lumea care viețuim și noi. Deci, pornite cu o viteză mai mare decât viteza luminii, tahionii, încetinindu-și viteza până la sigurii, continuând să-și încetinească viteza sub impulsul observatorului, adică se materializează în această realitate. Un ahasfer al formelor lumii, adică acea ființă care se află rătăcită în căutare de forme, trecând prin puncte de tranziție, formează o bătătură, spune Eminescu, și se oprește în loc ca o urzeală. Expresia din ființă în ființă în acest context se cere înțeleasă la nivel de frecvență, pentru că atunci când frecvențele interferează între ele, se reconfigurează. Incertitudinea legităților fizicii cuantice se evidențiază iarăși în faptul că îi zice ahasver, ceea ce este cunoscut din Vechiul Testament ca legendarul jidov rătăcitor, în căutarea de forme. Și ajungem la fraza, acum că căutările acestei ființe, de asemenea, ele sunt părți constitutive ale întregului, forme mai mici de tranziție. Înțelegem că este cu referire la entitățile organice existente în lumea noastră, adică acele entități care s-au materializat, despre care acum se vorbește cu convingere fermă că toți sunt părți constitutive ale unui întreg. Deci noi acționăm oamenii unul asupra altuia și asupra noastră. Și a fost demonstrat științific și impactul emoțiilor asupra materiei prin multe experimente cu mostre de ADN Popovici și Goreaev, doi savanți ruși au demonstrat asta. Și din aceste demonstrații rezultă că gândurile noastre, emoțiile noastre, funcționează prin intermediul tahionilor, adică acea parte a sublumii numită a tahionilor. Și încheie Eminescu acest raționament cu fraza: prin urmare, esența ființelor este forma, esența vieții este trecerea, mișcarea de inter. Ceea ce se mică o generalizare a existenței transcendente, a lumii în care trăim, adică aceasta se lupește în moment peste toate lumii. Doar că simțirile sunt nedesăvârșite pentru a sesiza funcționarea tahionilor, ci pentru a observa efectele lor, rezultatul final. Noi și lumea luxonilor se sesizăm parțial, în toată gama de radiații electromagnetice, ochiul nostru se sesizează doar un fragment, un segment foarte mic. Deci, nu mă voi să trec peste. Noi știm că profesorul Dumitru Constantin Ducran a menționat acest moment, că privind prin prisma newtoniană vedem un obiect, privind prin prisma fizicii cuantice, modele diferențe. Aici eu, pe mine, nu acest fenomen l-a descris. Și Traian Stănciulescu a scris foarte frumos în Arta Metafizică a Luminii, începând de la cele ale creației cosmice și până la creației umane, multe momente unde
se descrie acest fenomen, dar nimeni, sau cel puțin eu nu am găsit la nimeni, descris acest concept clar, despre relație clară dintre unele particule și eter, anume eter, ceea ce am menționat Stemnescu. Principiul unei, încă una aliniat, principiul unei indivize, eterne, în ubicuitate în noi și în ființa umană, numai din aceasta este un lesnire putem zice fenomen. Iar se găsesc eterul de substanță indivisă în minunată de Eminescu. Eternă, întreagă, în univers și noi înșine. În care voi reveni ulterior cu o lucrare explicativă tot în prisma scrierilor lemniciene. Ce voi încheia? Ce vă spun încă un moment, ce a spus Eminescu despre progres. Progresul în deosebire cel științific nu constă atât în a descoperi, noi, cât în deșifrarea ceea ce intelectul nostru subiectiv a intrat în natură. Aici găsește iarăși locul expresia lui John Wheeler, observarea este absolut dependentă de observator. Și noi, conștient ori inconștient, încifrăm anumită informație în materie. Deci trăim acum vremuri care au încifrat strămoșii noștri în natură și trebuie să fim atenți ceea ce gândim, ceea ce facem, pentru că încifrăm o nouă informație care o vor trăi urmașii noștri. Din acest raționament inițial rezultă că scopul științei trebuie să fie cunoștința, iar tehnologiile trebuie să fie rezultatul. Știința contemporană a devenit slava tehnologiilor. Totul se măsoară după folos. Dacă nu e folos, nu interesează. Însă conștiința umană trebuie să știe, asta e natura ei, pentru că anume ea influențează realitatea și încifrează informația natură. Ori nu zadarnic Eminescu a spus, conștiința rațiunii omenești este rațiunea infinită. De acolo pornește urzeala ce rămâne suspendată ca o pătură. Vă mulțumesc! Mulțumim și voi, alinghită continuare de domnul Dan Dejan. Vreau să ne prezinte comunicare veșnicia lui ca și nemurirea lui Eminescu. Da, tot ce zicem 5 minute și ne înțelegem, vă rog să fim coerenți. Eminescu ilustrează prin experiență, după care lui Cidan Baga, fenomenul potrivitei incorporări în cultura civilizată european, care se vine în secolul XIX-lea, când se trebuie să trate de tratat de metodii locului român, care a fost influențe, atât de pentru proces de autografie și de imitație. Trebuie lui Emilia prima facultate, prima universitate, pe care lucea în Blaga de Atuns, până la cinatul vizionie scenie. Când era pasat, cu totul în momentul de față, dar tot anul ce a fost, s-a făcut și nici nu este rezist să mă afeci pe special în acest moment, să mă simt și pe sine, în stat. Sunt niște părșinte, prin iubire, mi-a să ales, îndepărtări în raport cu un punct inițial investit cu accentul maxim de valori. Eminescu a dat vizia unei dimensiunile care îi lipseau înainte. Lumea în care produce Eminescu este o lume vastă în spate și în timp, în care privirea cuvântatorului se atunci în punctele cele mai înainte,
care se scrumesc, ci ce nu știe cele ale lui, la o zonă de viață. Fiind de pretențe interogații, omologian, se urmărează părerea Sfântului, te bărți de tatele lui, tatele mirelului, prin care a părerilor, ce desfășește să le face lui. Pretenții din lumea care vede alte sub de la rățimea sau adăcimea de cadare. De aici, în sfârșit, de idei de preocupări, de cuția unui scop interminat, a unei realizări încununate cu o posibilitate de pierdere. Eu, diplomat, pe domnul de autoritate în Elinșii, la singurătate din internetată de zilă. La Eminescu, iubirea cosmică este incomprescipare, iar fața lui și lumini în expansiune, omul cu iubirea lui terestră devine mic, stând un chiar pentru naturii constructive în această elemente, în care prinde și prinde la urmă. Dorile în urmă nu este scrâne, dorile sunt chiar lumină. Lumina de fapt care întinge gândul pe totul. Încheie problemului în care acest proletar comun este un grup lumină, cum ai zis, nu mai este o lumină, el că s-a uscat la lumina, implicat la un dialog cu timpul, Blanco oferă în primele cărți un timp a trecerii, a deșemării subtil. Hai să fie timpul trece în spre măsătătarea de mâini, că nu este scris tare la rie, ci tare timpul la cea de bine de vărsare. Timpul este și din zi, cât va devine mătărire, să te atențești, această femeie se unde foarte atât de trecut în timpul nevieți, cu seara ei, mai bine zis face gris statutul cosmic. Ea ține universul în coerență, izvorăște de peste tot, când Hiperion se apropie cea din tâi de ziua Pământul, dar de ce este amânt? În concluzie, Eminescu exegetul somnului, după cum am vedea Ștefănescu, extinde veșnicia lumii viselor, armoniei, lumea este arată în prezent. Văzând de parte, majestatea poetului pare fi un interesant fabulos, susținut de literar de la București. În interesul este să se întâmplă din misiunile sale, fizice și mediatice. În continuare pe doamna Cristinescu, să ne prezinte comunicarea emisă la Chirie. Nu este una cu piesă, este simbolul și una cu bal. Revenim la colegii noștri, la Chiașma, care știe să le traducem șahărului, și ne va prezenta prevenirea traducerii cosmogonia, și cosmogonia panoceanului. Vorbind despre traducerea poemului Ceaurul de Nus, în cuvânt, eu m-am cuceta asupra microfonul său, ideale poetului, văzutului cuvânt. Traducerea de traducere este la cele mai plinitului poemului, poate cu calitate de desație temporale, unei cuvinte de echivaza intelectului mișan, al lor domnător. Curios e faptul că tot traducerea de traducere este la cele mai plinitului poemului, poate cu calitate de desație temporale, unei cuvinte de echivaza intelectului mișan, adică are doar funcție nominale, e obiectul lui să va fie nominale. Este vorba
Și asta este tradițional pentru călătorii ruși care fac legătura cu acesta cu Lucifer. La Eminescu nu e vorba de Lucifer. În timp ce baierul Lucifer e un propriu angelul de căzut, cel care reprezintă din doriei și de alprăzii și care erosează de creaur într-o măsură mai mare sau mai mică, având o problemă hipertextualității. Cercetătorii cirurgieni, Vasile Șpine și Pierne, sunt de părerea că hipertextualitate este o trăsătură generală a textului. Mai mult, chiar un cuvânt cheie separat al unei lingvoculturi poate fi citit ca un text generator de relații textuale. Cuvintele și interpretarea textului sunt într-o relație strânsă. Strofa a treia Luceafrului ascunde în sine o problemă de traducere, cuvântul colț. Din urmă falmentelor bolți, ia pasul și îndreaptă, lângă fereastră unde în colț, Luceafrul așteaptă. În limba română, cuvântul polisemantic colț înseamnă unghier, margine, cap, parte, bucățică, dinte, canin, lăstar, germen, stâncă, culme, vârf, pisc, etc. Toți predecesorii, traducătorii în limba rusă evită acest cuvânt. Traducerea noastră, a rândurile a treilea și a patrulea, ale strofei trei, «Tudac dismotit gulvacna, Luceafăr scruci utiosni», retroversiunea, acolo unde privește în adâncime ferestrii Luceafărul din vârful stâncii. În această variantă mi s-a părut că este de redat, este redat locul evenimentelor din poem. Mala mărturile de zbor Luceafărului evidențiat în toți. Ideea e că sinonimul cuvântului colț, ungher, are în partea a doua poemului în strofa 28, unde este dată denumirea lui Cătălin și Cătălina. Moment de contrast absolut cu jenă nerefericul cu Luceafărul la geam în prima parte a poemului. Cuvântul colț devine antonim cuvântului ungher, adică simbolul a două diferite, incomparabile în esența lor spațial-temporală. În partea aparte, cuvântul colț apare în prima parte a poemului sensului, apoi în partea a doua, un alt sensul ale sale, un ugăl, iar în partea finală, cercul strânt, uschi, crud, esența exemplificând, același ungher, ugăl, limit și linia de timp, odiseți tradiție, toți în alt colț, ea însă fie prezentată, în sus afectată de rolul chimerii. În acest sens, privim la Blaise Pascal, care interpretă destea un an ca o rătăcire de un ghier în fundată de cremarea mirisului. Iar în care prin a oră pastic la nicul și alta neantului. Despre prima apariție a Luceafărului în față prea frumoase diete. Mai importante, prin complexitatea lor, au devenit cuvinte de iată de este rândurile 3 și 4 în strofa 18, în care e titlul Lucefesc. În este alte interpretări figurează și următoare. Toiac, lumânare în foarte spirală, care se așează în lumână, pe pieptul sau la capul mortului. Și numele celor trei stele luminoase așezate la mijlocul să se văd o luminoasă
simbolistică, metaforică și alegorică poemului. Aici se relată percepția românească a morții ca o plecare în realitate asociată cu frigul. Corpul viu e asociat cu căldură, ceea ce este specific din specific de măcăline. Poemul poartă o informație codificată, iar lumea universală se trebuie să aspiră una spre cealaltă, dar în vechi mii de români, ca cel să vă vedea contul. Mitajul pe încălere în sus al cifrului mă trebuie. Deci, ce mai rău învinții de făcut în caz de terminării fatale de legile universului? Italiam al relațiilor din microcosmos și macrocosmos îi oferă o șansă că ce vorba nu e o unitate de universal, inflexibil, liber, și de o clipă. În primul mai ca părinții și fiile arpi și eu. Iar doilea tip de moni, acestea deja sunt soare și moate. În aceste moții ale luceatului de gelopată mai natură de dimineață și de seară, de afărul o parte de atricitar, dar duplicitatea sa e de alt ordine, duplicitatea substanței imateriale, dacă îi permis să exprimat, iar metamorfoza sa este o imitare tragică a bilului. Toți traducătorii anteriori evitau cuvântul peste. Traducătorii urmând logica obișnuită, lucrează pe miezul. În versiunea Rinsky și Samoilov, trestea devin iarbă de mare. La broții, plata se va face. Trov e bine de acest cuvânt, iar poporilor din Sfântul Amorov, tuturor de jumătrică, iagul lui este o coronă din pat. Cuvântul trestea e poemul inițial din punctul nostru de ele. Nu are întâmplător, deoarece începând cu serul al XVIII-lea, în limbajul filozofic a intrat cunoscută până de ziua de azi expresie restei gânditoare, care caracterizează specialul intelectual comun al comunității, fiind mulată de cuvântul filozofat în cele spasale. Omul nu este o chestie, dar am avut din natură este o restei gânditoare, nu vrei ca un visul întreg să se înveșneze împotriva lui abuzului. Una, o picătură de apă, sunt de ajuns pentru a ucide. Dacă dacă universul întreg l-ar zdrobi, omul ar fi mai nobil decât cel care ucide, pentru că el știe că e mare și e conștient de darul pe care universul e față din faptul că acesta nu ucide nimic. Toate gândurile noastre se îndire. Nimic nu este mai important pentru un om decât starea sa. Nimic nu este mai detrimut pentru el decât veșnicia. Pentru că devine eternitatea și moartea sunt identice. Ai sub unul de și același lucru. La fel și primul luceafărul, verzămurirea, nu va mai fi cel care îl înfioară inima Cătălin cu acea misterioasă atracție, atracție sau taidor. El va veni din muritori de rând al lui Cătălin, lipsindu-se de acele calități care făceau surioră în raportul de Cătălin. Cel lucru se spune și despre relații între din și omul de rând, dar și la ei există acele sfere generale care pot fi atribuite noțiunii de reste. Rosa de Conte a tras atenția pe care că emisul a inventat așa cum nu mai este construcție situație nouă, vermele vrimilor roade noi. Această percepere a timpului o găsim și strofele 69 și 70 de poem, căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre o cunoaște, și vremea încearcă în zădar, din goluri a se naște. Nu-i nimic și totuși e o sete care îl soarbe, e o mărâncă de sine, uite cu arbe. Eminescu este o acei sete inexplicabilă care roade om în verme și îl pune la încercări, irosind forțe vitale și despre care de nu putem întâi și Hiperion, precizându-i
că după toate acestea sunt doar întunericul în care chiar nu poți să urmăști iată oameni. Abordarea hermeneutică atunci și poemul are scopul de a lui recreare adecvată și nu reproducere. Textul precedent are importanță de pădure stratul filozofical al poemului Luceafru. Analiza unităților cheie ale textului acordă posibilitatea de a urmări și conceptuală mulțumim, dragi colegi, am plăcut să invit la microfon pe doamna profesor Catinca Agache, să ne prezinte comunicarea Voskonesicea muzica lui Dobor. Că trăim un moment extraordinar noi toți prezenți aici, chemiologi, mai puțin, mai mulți cercetători. În mijlocul nostru doi titani, unul al criticii literare românești și unul al muzicii românești universale. Mântuirea în fața de sunt mulți ani de când îl cunosc prin muzică pe maestru Eugen Doca. La un simpozion al Institutului al Filialei Iașa, în 2012, am prezentat un arnic care este domnia sa, care a fost foarte bine primit, Adrian Nilor Pierre a fost prezent și a reșit publicat. De atunci, rețin zile după amiezile, atunci când sunt libere, mi le petrec cu muzica domniei sale. De aceea, în sufletul meu, vibrează la fel cum vibrează poezia lui Eminescu. Nu am făcut asta asociație. Zic că vorbim despre muzicalitatea poeziei mescene și despre muzica maestrului Odeota, Fatoasna. Pare cumva lipsit de noutate, pentru că despre muzicalitate vine far la versului Eminescu, s-a scris foarte mult. Despre postea muzicii maestrului Doga au apărut târziu adevărat în limba. Câte volume importante, cărți importante și în ultima vreme o avalanșă de interviuri, de articole, de studii. Și totuși îndrăznesc să spun câteva cuvinte, pentru că propozită că s-a creat, se poate visul un arc prin lumină. Această întâlnire magică între doi titani, unul al poeziei române și unul al muzicii române, transpus în plan, ambii transpus și în plan universal. Poate este un paradox, dacă nu cumva chiar un dar divin, un compozitor născut la margine de țară rotundă, dincolo de Nistru, într-un sătuc uitat de lume, să simtă, înainte de a cunoaște în sufletul său muzicalitatea versului eminescean. Pare un paradox ca tocmai acest, sau un dar divin mai degrabă, ca tocmai acest copil care a învățat târziu limba română, care a intrat târziu în contact cu literatura română, să se îndrăgostească profund, definitiv și pentru totdeauna de creația eminesceană. Așa încât vreme de peste aproape jumătate de secol, domnia sa să ne aducă nouă, să ne aducă mai aproape de sufletul nostru creația eminesceană. Jumătate de secol nu este puțin. A debutat în om nostru, se spune că poezia eminesceană nu poate fi transpusă în muzică. S-a bătut monedă foarte mult pe această chestiune. E o chestiune și de compatibilitatea limbajelor și de valoarea componistică, arta componistică a muzicianului care încearcă acest lucru. Eu cred că poezia eminesceană a trimis poetul, a trimis de dincolo, de
timp, de vremuri, de dincolo, din poporul stelelor unde s-a ascuns el, un semnal către maestru Genduga, care cu bagheta lui fermecată a reușit să se apropie atât de mult de sufletul, de frumusețea, de nemurirea poetului, încât ne-a dus-o nouă, tuturor, mai aproape și mai pe sufletul nostru și mulțumim pentru asta. A debutat în 1972, cum știm cu toții, cu bucarea muzicală Melancolie. A continuat cu Dintre sute de catarge, dacă nu mă înșel, că nu citesc, și apoi în 1973 ne-a dat acel nemuritor sonet, care a fost considerat în Japonia cea mai frumoasă melodie a anului. Domnia sa, Eugen Doga, maestrul Eugen Doga, și trebuie să ne ridicăm în picioare când intră domnia sa în sală. Maestrul Eugen Doga, deci, băi de dacă povesc spune, maestrul Eugen Doga a pătus la Cristului Emineștea, nimeni altcineva. Eu de fiecare dată când mă gândesc la muzica maestrului, mă gândesc la pictura lui Sabin Bălaj, doar pe ei doi îi port în suflet alături de Eminescu, pentru că consider că au reușit să pătrundă la substanța profundă a liricii emineștene. Apoi în anul ăsta, acest sonet, cum spunea pe Besiciu, s-a reușit să pătrundă muzica din acest sonet, să pătrundă atmosfera plină de vrajă din celebrul poem eminescean, care marchează începutul veritabil, începutul pastelului românesc veritabil. Doar peste 10 ani, trec la lucrurile mai importante, maestrul reușește să ne dea acel balet simfonic extraordinar, Lucearul, care ne-a dat pe noi cei dincolo de Prut, nu a venit să credem. Se poate realiza un asemenea super balet, urmărindu-l pe televiziunea de la Chișinău, ne-am cântat deci cu acest superb balet simfonic, la care domnia sta mărturisește la două luni jumătate într-o suburbie a Moscovei și a lucrat cu sufletul plin de entuziasm și de bucurie, dar la care a trudit apoi aproape 4 ani ca să-l definitiveze. Așa cum și Eminescu a trudit la Lucea Fărul aproape 9 ani jumătate ca să ajungă la acea formă perfectă, pentru că, după cum știm, are peste 3.000 de variante și peste 3.500 de corect. Acest balet pus în scenă de maestrul, un alt mare maestru, tot născut în Basarabia, Emil Oteanu, acest balet este absolut cel mai mare omagiu cinematograf, transformat apoi în film, adus genului nostru, poetului Nepereche Mihai Eminescu. Este doar câțiva ani, maestrul, câțiva ani mai încoace, a reușit să ne dea o nouă mare, să ne aducă o nouă mare bucurie. Acest duet al iubirii nemuritoare dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu. Iubire care nu se poate descrie în cuvinte, pentru că nu s-au găsit cuvinte. Dar iată că maestrul Eugen Doga, care spune că el transformă, nu trece poezia lui Eminescu în vers, ci găsește muzica în versul lui Eminescu. Iată că el a avut această inspirație. Nu la perina, cum se spune altfel decât că mă zice, și spune domnisa, că ce s-ar fi întâmplat în literatura română dacă n-ar fi existat această iubire nemuritoare, unică, precum Dante cu Beatrice, de-o zic întrece iubirea dintre Dante și Beatrice. Și a dat chiar acestă despre care au vorbit și la Lucea Olaru Menati, această nemuritoare operă și această carte care s-a lăsat de gând, asemenea, gândiți-vă, a 60 de ani de activitate componistică și muzicală pentru domnia asta și cântă la pian. Yeah.
chiar am lapsus, mă rog, dialogurile dragostei, care a apărut în 2017, care s-a lansat aici la Chișinău, în anul declarat meritoriu, anul Eugen Doga, și care a avut un puternic ecou și dincolo la noi în România. Vreau să mărturisesc un lucru. Maestru este cunoscut pe plan mondial. Dulcea ștandra mea fiară este valsul secolului 20 considerat și cred că merită să fie și al secolului 20, nu până în prezent. Vreau să spun că maestrul Eugen Doga nu are egal între compozitori contemporani români pe care îi cunosc. Este cel mai mare compozitor la ora actuală și este afirmat în plan, este compozitorul planetar, cum spunea Ilocanu. Poate nu ne dăm seama încă de măreța domniei sale. Însă, visul domniei sale a fost să concerteze în România, la Ateneul Român. Vis care s-a împlinit în 2017 și de atunci el a rămas profund în inimile românilor. A fost mai puțin cunoscut atunci. Eu și care mulți alții am cunoscut mai mult. Dar de atunci a cunoscut profund în inimile românilor și iată, mă iată așa în valsul său și muzica se învăța. Muzie și dealurile românii, tasele românii ale României și ne aduc nouă, ne rup nouă mai aproape pe Eminescu și nemurirea muzicii sale. Eu zic că așa cum Eminescu a fost considerat un pic la lumine de Tudor Gheanu, așa Eugen Doga, maestru Eugen Doga, este un compozitor al luminii, al blândeții, al bunătății, al tuturor caracteristicilor pe care un geniu, cu adevărat geniu, le are. Vă mulțumesc, maestru, că existați. Mulțumim și noi, doamnă profesoară, pentru... Vă mulțumim pentru atât frumoase și emoționale și adevărate despre maestru Doga. Avem și un moment poetic un pic mai târziu, vă rugăm să aveți răbdare. Nu știu. Haideți! Vă spun o utilură. Eminescu, desigur că am intrat eu în lumea Eminescu. De fapt, el m-a înghițit, acest Eminescu, cu creația sa și cu doamna sa de suflet poetic. Aici eu fac o definiție foarte importantă, că desigur se vorbește despre aceste dragoste, de aceste două personalități, dar eu am avut în vedere și țin la asta și urmăresc să fie anume așa, este dialogul dragostei a două lumei și a fost acești de Eminescu și Veronica Micler. Cred că dialoguri de dragoste noi toți le-am susținut, dar uite, n-am creat lumii poetice. Aia au creat aceste două lumi imense. Deci aia mi-a venit foarte ușor că toate mi-a venit, vorbesc fiindcă ceea ce am realizat deja. Vreau să vă aceste două volume care sunt publicate. Eu am studiat, m-am interesat foarte mult de ceea ce s-a realizat până la mine, Eminescu, și am aflat că s-a realizat foarte puțin, foarte puțin, dar foarte, după mine, prost, mă scuzați, de nemodestie. Și au făcut foarte bine, bravo lor, fiindcă mi-au lăsat să realizez eu. Ce vă face? Din cauza că nu-mi vine...
frate, din cauza că eu mă simt în lumea mea, mă simt acasă. Nu știu de ce, cum s-a întâmplat, fiindcă am fost foarte înstrăinat, în urmă de Eminescu, de genul de lumea românească. Eu abia la 21 de ani am început să înghep cuvinte românești, dar iarăși datorită lui Eminescu, mi s-a dorit o carte de zi, Eminescu. Mulți ani se trecea la mine așa, nu citeam din cauza nu se trecea de că era mai mult psihologi nu se trecea, mă tot una, era în gen, ceea ce se încurcă până acum, deci că noi suntem moldoveni și vorbim moldovinească. Corect, suntem moldoveni și într-adevăr vorbim moldovinește, geografic, dar etnic. Se scapă. Toate demodate. Cum suntem noi și cu spațiu împărțit în doi, pe jumătate. Stăm pe un picior. Deci nu de ce pe un picior de ploaie, dar pe un picior de ala care ne ține abia-abia. Deci Eminescu a venit chiar la părăt de care l-am început acest balet în 71 încă. După ce am terminat muzica la filmul Se Lautari, care a mers strălucit, sigur că în toată lumea, și merge și până acum. Dar ce să facem mai departe acolo? Dar nu știam și ce facem baletul Ceaf. Am început să scriu cu mare, că m-am apucat în fabric, au fost de la Oră, mare specialiști în compoziție și în limbă și în toate. Și au venit la mine acasă și au fost să mă învețe să scriu muzică. Te trebuie așa, uite pe aici, vedeți în spate, nu știu de unde, și eu am început să întorc aceste se schimbă în acest care se temă. Știu, și când acolo, la un moment dat, am observat că eu scriu deloc altceva, nu scriu ceea ce doream să scriu. Și am lăsat-o. Aceea s-a supărat, că uite, trebuie stelele cu tare, nu știu ce am plăcut, deci vă... Ia iureală. Ce se întâmplă de ce ori, din păcate, nu pot să vorbească corect așa cum se vorbește. Nu adică trebuie pe două sănătă cât întorc, literele le așează și așa și așa. Dar eu am tăcut 11 ani și s-a întâmplat foarte interesant. Eu vă povestesc istoria că nu e atât de simplă această operă. Și vine domnul Dădilă, nu știu dacă este aici, și Samuilă, uite, cantonală și pe calcională, deci Samuilă și Dădilă. Vin și se pregătează pentru un festival la Moscova și ce se ducă acolo, ceva, o lucrare importantă se ducă. Acolo se le arate în capitala rusească, dar nu avea nimic. Am început noi să facem ceva, să selectăm, dar nimic important. Acest Samuil, care vine să numește de la Leningrad, de la Sângeri, răspunește niște note care erau ale mele, de cele care le-am lăsat 11 ani urmă. Dar titlul e acolo, scris Lucea, de ce asta? Spune aici, uite, și povestesc istoria asta, s-a prins și spune că facem totuși balet pentru a arăta la Moscova. Și se întâmplă că eu cad în spital. S-a derupt deci această idee, la Samarcand, acolo în capitala fost capitala cetății islamelor. Am mâncat și ceva și m-am căpătat salmonelă. Temperatura aproape de 42 de grade și era și repede am venit cu avionul acasă.
m-au luat la spital și m-au izolat, desigur că peste vreo 3 zile eu am revenit în sine și mă uit, era un timp ploua afară, pe murgite era, mii de mașini merg în sânga, mii de mașini în dreapta, niște picături pe lângă filinare, am văzut prima dată cum s-a prins filinarele în oraș. Pe rând, nu credeam, eu credeam că ele se vând la fel, nu, pe rând și cu diferite culori. Ba azurii, ba violete, ba galbele. Se oprește lumea, fiindcă s-a aprins. Păi, hai să facem și puțin și se aprinde semaforul roșu, se oprește lumea, se oprește și o umbrelă. Deci peste tot câte două persoane sub umbrelă, dar o umbrelă cu un singur persoană s-a oprit, iar semaforul se deschide, lumea încolo în coajă, umbrela asta stă pe loc. Vine cineva, pa, repede și s-au dus în doi. Eu stau și urmăresc chestia asta. Bine, și atunci, care e rostul meu în viața asta? Dacă lumea se descurcă și fără mine. Și a doua zi, eu am șters-o din spitalul ăsta, pe geam, fiindcă altfel nu mă dădea drumul. Am luat aceste leacurile care le aveam acolo. Și am plecat sub Moscova, într-o casă de creație și mi-a trecut și boala, mi-a trecut, dormeam câte 15 minute pe zi. Și mă simțeam extraordinar de mire cu boala asta, catastrofală. Mi-a trecut. Se vede că acel Dumnezeu islamic a vrut să mă pedepsească ca să nu scriu muzică la film. Trebuia să scriu muzică la un film despre Avicena. Orice nu e nostru. și atunci Dumnezeu nostru creștin și că are de putere. Și mi-a dat putere și în două luni jumătate am făcut aceste care este imposibil de a-l copia. Eu dacă ar fi fost capabil să am tehnologia asta. De a scrie, eu l-aș fi scris în tot zi. Încă mi-era clar absolut. Aceste tablouri, iar nici nu le duceam unul cu altul, dar încurcat așa, ce-mi vinea, deci am scris repede și în timpul ăsta se făceau repetiții la teatru. Uite, așa o colaborare, dacă ar fi azi, ar fi de minune, fiindcă trebuie așa să lucrat. Deci acum eu, deoarece să mă liniesc cu felul ăsta, eu aș pune, cum să vedem, scena de numărul 6 din baletul Luceafru, de acolo unde Luceafru a venit la Demiurg să ceară să-l facă pământean ca să o iubească pe poezie Eminescu, cum Eminescu este o eminista. Aceste lucruri sunt la un început de 54, dar așteaptă să continuate, fiindcă nu este nicio greutate, din potrivă este o necesitate, o le simt, dar sper că ceva s-a încurcat aici. Țara asta nu prea are nevoie de muzică. Baletul nu merge 30 de ani pe scenă, foarte ori, și când cu asta a terminat, mă așteaptă baletul Venanțe, mă așteaptă baletul, așteaptă rândul baleta Regina Margot și desigur aceste dialoguri de dragoste care este de fapt spectacol scenic, asta e pentru scenă, asta ați auzit, uite chiar, acesta este spectacol, gata, trebuie numai executat, dar nu au bani aici. Eu nu știu dacă domnul președinte a adunării, dacă vreți să vă arătați, nu știu,
mare este care tot nu se gândesc, duc să te pun flori la monumele Eminescu, dar muzica se zică nu prea le place, nu le place Eminescu, nu știu ce, ori sunt afară, eu zic cel mai bun. Și cu asta, pentru că e prea mult timp care l-am furat la dumneavoastră, punem Eminescu. Toca, deci, pe chișuri sunt. Eminescu. Da, ești nașit? Imnul, Mihai Viteazu, ești? Pentru Festivalul Internațional Tineretului, pentru un concert așa banal, s-a dat 1.500.000. E foarte greu în timpul de la Ministerul de Dezvoltare. Ceate, patriotiști! Este foarte mult de care
care nu se cântă, ea nu este. Nu este. Nu este. Nu este. Nu este. Nu este. Noi încă nu avem încredere unul în altul, din păcate, de Sergea Bocea. Mulțumim frumos, domnule Crâncean. Ne-ați oferit mai răspăteți. Președinte, mulțumesc pentru înțelegere, în primul rând. Comunicarea pacei este un episod dintr-un serial, un episod dintr-un serial care după emisiunea va fi urmat de cultura germană, cultura Emescu în America de Sud și toate le vom prezenta dacă nu vom fi ocupați. Pentru siguranță am adus cu noi un grup de tineri care în locul nostru vor duce mai departe mesajul acesta. Promit să nu spun tot ce știu despre Eminescu și Indrea. Voi fi cât se poate de scurt, pentru că tema este într-adevăr foarte importantă și frumoasă, dar îmi plătesc întâi o datorie și vă rog să-mi permiteți 4 versuri din Medicina Geto-Dacă și Română de Ion Negrea, un distins medic din Argeș, care a reținut 4 versuri a lui Geo Dumitrescu, care sunt: m-a provocat domnul director Bahnaru. Slav aș fi fost de noi eram latin. Latin aș fi, de n-aș fi fost și dac. Dar a ieșit așa să fiu român și eu cu soarta asta mă împac. Deci,
Eminescu și India, se pot spune foarte multe, dar mă voi strădui să nu fiu cronofag și să mă încadrez în acele 5 minute, începând cu începutul și continuând cu sfârșitul. Cel mai cunoscut și unanim admis ca poet al iubirii și dragostei de natură sau al revoltei sociale, când vrem să abordăm latura filozofică a poeziei sale, numai decât va trebui să facem o incursiune asupra interesului pe care Eminescu l-a arătat culturii indiene vechi, străvechi, în care limba sacerdoților a castei stăpânitoare era sanscrita, limbă de cult în care au fost scrise epopeile tot mai cercetate azi, Ramayana, Mahabharata, Vedele, Upanishadele, odată cu apariția budismului acum 2500 de ani, pe terenul hinduismului sprijinit pe Trinitatea Shiva, Vishnu, Brahma. Am văzut prima dată imaginea lui Buddha Sakyamuni, ilustrat în Muzeul Artei Indiene, la Dale Museum, în Berlinul de Vest, pe care l-am vizitat în 1987. Eu nu cred nici în Jehova, nici în Buddha Sakyamuni, nici în viață, nici în moarte, nici în stingere ca unii. Este foarte ascuns, dar ce înțeleg Sakyamuni, pusnic din neamul Sakya, unul dintre temeitorii budismului. După izvoarele pre-budiste, soarta oamenilor era hotărâtă de acțiunea lor în viețile anterioare, adică în încarnările anterioare. Nu prin naștere ești proscris, datorită păcatelor strămoșilor de care te poți elibera prin faptele tale bune. Asta era noutatea budismului față de absolutismul brahmanismului și aflăm din cântecul creației, din acea Rig Veda, prelucrat de Eminescu foarte frumos, din rugăciunea unui dac, pe când nu era parte nimic nemuritor, nici sâmbul luminii de viață dătător, nu era nici azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, căci unul era toate și totul era una. Aștept să nu mă bruieze nimeni. Chiar aproapele meu o face. Cosmogonia, facerea lumii, au fost o preocupare obsesivă la Eminescu. El credea cu obstinație că sanscrita ascunde cabala, secretul. Încă la Viena și Berlin citise Sakuntala, Ramayana, Mahabharata, cum nota Teodor Ștefanelli. După ce Anglia cucerise în 1757 India, câțiva ani mai târziu, era tradusă Sakuntala lui Kalidasa, poet și dramaturg. Despre multe din scrierile lui fundamentale s-a spus, încât voi trece peste ele, din poeziile cele mai importante, sigur că da, de precum Uitarea, Atâtea lumi, Kamadeva, imensa capacitate intuitivă i-a permis lui Eminescu, mergând pe urmele indienilor, să înțeleagă că armonia între filozofie și știință, între anticiparea mitologică și teoria științifică, poate fi realizată pe baza înțelegerii gândirii indiene. Pentru asta a studiat și cunoștea peste 2000 de cuvinte din sanscrită, în timp ce era la Berlin, știa destule încât credea că doar sanscrita îi va da răspunsurile la întrebările lui. Și nu era mult și dacă mai trăia câțiva ani, s-ar fi mutat Eminescu în India.
Din budism se inspiră Eminescu și în Venere și Madonna, unde sunt multe similitudini cu Sakuntala, tradusă mai târziu în românește de Coșbuc. Dar s-au plecat asupra Indiei, Coșbuc, Eliade, Cioran, Brâncuș. Cioran îi reproșa lui Eliade că nu se preocupă mai mult sau chiar exclusiv de India. În replică în timp, la aproape un secol de păpătare de ani când Eminescu era obsedat de misterul Indiei, ne oferă această replică doamna Amita Bose, prima minte indiană care se apleacă asupra operei eminescene, judecând-o nu în sine, ci în raport cu străvechea cultură indiană. În 1978, editura Junimea din Iași scotea la lumină numărul 12 din colecția eminesceană sub titlu Eminescu și India, de Amita Bose, care făcea la București o teză de doctorat pe această temă sub îndrumarea doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga, pe care am avut fericitul prilej să o cunosc la Suceava, vizitând Casa Memorială Simeon Florea Marian și la domnia sa acasă în București. Azi o găsim la Putna, unde își doarme somnul de veste. Minte și suflet nepervertit asupra poetului român, în afara oricăror idei preconcepute, odată ce, în sfârșit, insist, nu pot, e păcat, și Brâncuș s-a plecat asupra Indiei atunci când a fost invitat în 1937 de Maharajacu din Indore să facă un templu al iubirii pentru memoria lui. Brâncuș s-a dus acolo, venea războiul, n-a avut loc întâlnirea cu Maharajacu, cu regele din Indore, dar și-a petrecut timpul cu niște lecții de sen pe care le dădea petiției trezorierului acestui rege, care venea la întâlnire într-un parc cu Brâncuș, venea la întâlnire cu Brâncuș însoțită de prietenul său, un elefant. 20 de ani mai târziu, cea care a vorbit cel mai frumos despre Brâncuș, la comemorarea moarții acestuia, a fost Avayani Krishna, fetița de altă dată, devenit o mare pictoriță în India. Da, Eminescu la Amita Bose a fost într-adevăr un vârf al culturii. Prin Eminescu, afirmă această distinsă doamnă, l-a cunoscut pe poetul național indian Rabindranath Tagore. Sufletul indian n-a fost și nici n-a putut fi transplantat în solul apusean. În schimb, Eminescu l-a integrat spiritualității poporului său. Este pentru noi o mare mândrie să știm că un nobil reprezentant al străvechii culturii iene confirmă interferența culturii românești cu străvechea și profunda cultură indiană. Distința doamnă mai afirma și dovedea că poporul român și cel indian au un fond comun de sensibilitate și că Eminescu ar fi putut fi un poet și al Indiei. Și doamna Bose continua, cunoscându-l pe Eminescu, l-am redescoperit pe Tagore. Despre budism, Eminescu spune că este cea mai frumoasă poetică și profundă dintre religiile lui și că Tibetul este leagănul și inima misterilor budiste. Împreună, impresionat de Nirvana, Eminescu a pronunțat cu însuflețire O Buddha Sakyamuni, înțeleptul sacilor. Eminescu vorbea o întregi colegilor și prietenilor, între care și lui Caragiale, despre frumusețea religiei indiene, budiste, nu întâmplător, Eminescu, fascinat de India, dorea să se stabilească în această parte fabuloasă a lumii, care în mileniul 3 crea vedele cu cele patru cărți ale sale. Luceafărul este cea mai budistă poezie a lui Eminescu. Toți se nasc spre a muri și mor spre a se naște. S-a spus atât de frumos despre scrisoarea întâi. Eminescu e cea mai pură glorie românească
pe care națiunea noastră a impus-o civilizației lumii și pentru prima dată cu Eminescu civilizația lumii devine datoare țării și poporului nostru, depozitar de valori culturale, dar și donator de cultură. Amintea Bose adăuga, Eminescu e singurul poet european care a făcut India nemuritoare în țara sa. Multe se vor spune despre Eminescu și cultura germană, cât și despre traducerea operei eminesciene pe meridianele lumii. Nu pot încheia fără a aminti că în India Eminescu este prezent la Biblioteca Eminescu și la Academia Internațională Mihai Eminescu din Delhi, iar lectoratul de limbă română din Delhi studiază și popularizează cultura românească pe Eminescu, Brâncuș, Enescu, Ionescu, Eliade și Cioran, pe mulți care la noi încep să fie uitați. Receptarea în India și oriunde în lume a lui Eminescu ne facilitează accesul la propria noastră cultură și civilizație intrată mai ales prin Eminescu. Spre decepția și neputința defăimătorilor marelui poet, timpul, mă refer la vremea trecută, dar și la ziarul, timpul așează lucrurile la locul lor. Eminescu este tot mai mult al tuturor de pe toate meridianele, de la vorbitori de limbă bengali din India până în Chile, din Africa, Scandinavia și până în China. Așa cum se poate deduce din prezențele aristocratice ale participanților culturii din lumea întreagă la acest congres și la precedentul, Eminescu este al lumii, la fel cum Dumnezeu este al tuturor. Doar cei care nu cunosc și nu vor să aprofundeze opera multilaterală a marelui poet se vor simți complexați de strălucirea lui Eminescu. Acești lectori își dovedesc ura împotriva istoriei poporului român, aruncând cu piatra în cea mai pură glorie a spiritualității românești, denigrând poporul căruia aparțin doar formal, prin certificatul de naștere. Sper să remarce prestigioasa participare a eminescologilor lumii, realitate care le va recupera eronat, le va recupera detractorilor gândirea și derapajele patologice care le-au indus prea ușor interpretarea eronată a bolii și morții poetului, despre care am vorbit la congresul precedent, aderând din supunere la opinia pontifului criticii literare românești, inflexibil și opacă la argumente medicale care arătau că n-a fost vorba de sifilis, ci de o psihoză sau o neuroză bipolară, iar intoxicația cu mercur era metoda la vremea aceea, în jurul anului 1850, singura metodă de tratament, cum și atunci când nu știai cauza unei boli, dădeai vină pe tuberculoză sau pe sifilis și tratamentul era stas. Dar au apărut dovezi științifice pe care unii critici literari nu le-au luat în seamă. Asta le-aș putea eu reproșa ca admirator al lui Eminescu. Pentru a câștiga timpul irosit, le recomandăm să consulte surse impresionante de documentare semnate de academicianul Mihai Cimboi, Eminescu 8 volume, dicționarul Eminescu apărut în 2000, scrieri remarcabile semnate de dr. Valeriu Rusu, un coleg pediatru de la Vaslui, de scriere ale lui Teodor și Lina Codreanu, Eminescu în corect politic, Nicolae Georgescu și Doina Georgescu, Eminescu de după, dar sunt doar câteva titluri, sunt încă multe care merită numai menționate, ci și citite. Există un triptic de aur al spiritualității poporului român, Mănăstirea Voroneț, care alături de alte câteva monumente religioase bucovinene arată lumii acele mantii policrome, inegalabile,
fresce așezate pe umeri de piatră ai ctitoriilor voievodale, realizate de meștri adesea anonimi, apoi balada populară Miorița și, fără îndoială, Luceacul Eminescean. Închei imediat, acestea sunt o parte din temele admiterii culturii poporului român pe poartă de aur a culturii universale. În spiritualitatea poporului român, Eminescu reprezintă, mi se pare extrem de important, reprezintă ziua pentru care n-a existat o zi de ieri, adică un început. La toate acestea, mai adăugăm opinia sintetică a doctorului Grigore Bușoi, redactorul șef al revistei medicale române, care în eseul său face următoarele precizări despre Eminescu, gândind la momentul când marele poet s-a așezat în 1889 de-a dreapta lui Zamolski spre a deveni zeu tutelar al românismului. De sus, din constelația Orion, Eminescu ne apare ca demiurg al limbii române, Everestul culturii și lirismului autohton. Am oferit domnului academician această o copie a comunicării sale, foarte interesantă. Astru spiritual și al cuprinsului românesc. Revista medicală română, al cărui redactor șef este dr. Grigore Bușoi, are un motto eminescian. Voitam a mea limbă să fie ca un râu de eternă mângâiere și blând să-i fie cântui din icoana și plas. Domnule profesor, vă apropiez de jumătate de oră. Am avut o înțelegere. Gata. Sunt la ultima frază în care mulțumesc. Voi încheia cu o profundă reverență adresată de Sfințul Eminescu Român, Academician Lucian, căruia îi datorăm prezența noastră aici la Chișinău, cea de-a doua capitală a României. Vă mulțumesc!